Să vezi acum, Alexandra, prima romanță din recitalul următor se numește Inimă, de Temistocle Popa versus Mircea Bloc, lansată tot aici, dar știi că nu întâmplător, pentru că el se adresează inimii, e nostalgic, e romantic, e tandru, e iubitor. În 25 de ani de carieră a lansat vreo 40 de discuri, 15 discuri de aur și platină, a concertat în toată lumea, e cel mai popular cântăresc din România, așa încât cine credeți că poate fi? Ia să ne gândim. Este un artist plurivalent. Orice face, face cu talent și din mâinile lui, din glasul lui, este atât. De curând și-a descoperit talentul de pictor și, așa cum v-am spus, în foaierul Teatrului Tony Bulandra am putut vedea o mini-expoziție a lui, pentru că este deja un pictor prolific. Este un om care face televiziune cu același succes cu care și cântă. Drag de România mea este o emisiune pe care o puteți vedea la televiziunea română, o emisiune de foarte mare succes. Pe TVR2, extraordinară emisiune, da. Este un om care cântă și încântă inimile noastre de fiecare dată când apare și mai are o calitate. Este unic. Este Paul Surugiu Fuego! Păi stai să spunem, aoleu, dar nu-l chemăm. Nu bine, mă lasă, e Paul nu Surugiu mă lasă Fuego, într-un moment de spontaneitate. Trebuie neapărat nu, să dar spunem știi de ce? Titurile cântece. Trebuia să spunem și că e artist al poporului din Republica Moldova. Încă din anul 2012. Bravo, foarte este bine. Este cea mai înaltă distinție pe care Republica Moldova o oferă artiștilor. Iar Paul, din 2012, când a primit... Când era un puști încă. Ce cântă după inima, a doua melodie? Sigur, Tavi, am înțeles. Voiai să auzi titlul, să nu ne despărțim. Așa să fie. Îmi place melodia. Gherase, cine a compus-o? Gherase Dendrino, Vasile Vasilache, pe versurile lui Ștefan Cristodulo. Dar știi de ce am spus asta? Pentru că mă așteptam să cânte compoziția lui extraordinară. Pe versul de Grigore Vieru, ți-am adus un măr, e mărul din scriptură. Pentru că aici, în foaierul teatrului, sunt tone de mere extraordinare de Voinești. Dar nu cânt asta, va cânta Cobzarul. Aveți un Cobzar în orchestră? Nu. Să ne cânți Cobzarul. Deci, împreună acum, mai îl strigăm? Da, sigur. Hai să-l strigăm. Regula de aur e de 3 ori. 1, 2, 3. Paul Surugiu Fuego! Aprindeți flăcările! Te-ai putea tu să vorbești, inimă. Te-ai putea să povestești, inimă. Nopți întregi ai povesti și tot n-ai mai isprăvi. Câte ți-au fost date ție să trăiești. Te-ai putea să mai vorbești, inima. Te-ai putea să povestești, inima. Cât ai râs și cât ai plâns și cât dor în tine ai strâns, inimă. Ai știut să împarți cu mine și tristeți și bucurii, și la rău, dar și la bine. Te-ai putea tu să vorbești, inimă. Te-ai putea să povestești, inimă. Cât ai râs și cât ai plâns și cât dor în tine ai strâns, inimă. Thank you.
inima te n-ar iubi, primăvară n-ar mai fi. Plopii nu s-or scutura și nici cucu n-ar cânta. N-ar cânta izvoarele când răsare soarele. Inima de n-ar iubi, primăvară n-ar mai fi. Primăvară n-ar mai fi. Ai știut să-mi parți cu mine și tristeți și bucurii, și la rău ca și la bine. Ai știut la fel să fii. De-ai putea tu să vorbești, inimă, de-ai putea să povestești, inimă. Cât ai râs și cât ai plâns și cât dor în tine ai strâns, inimă. Și cât dor în tine ai strâns, inimă. Vă iubesc! Bună seara! Dragii mei spectatori, vă mulțumesc pentru aplauze. Vreau să vă spun că nu am cum să nu mă gândesc în momentul acesta la cea care s-a născut aici, la 3-4 km de Târgoviște, în Valea Voivozilor. Vorbim despre marea noastră artistă, Ileana Sărăroiu, care lasă moștenire poporului român, niște nestemate, bijuterii muzicale. E o onoare pentru mine să cânt un astfel de repertoriu, pentru că aș vrea ca și tânăra noastră generație să încerce să învețe faptul că muzica noastră românească nu se rezumă doar la niște ritmuri și versuri puerile. Muzica noastră are melodie, muzica noastră are încă viață. Vă mulțumesc! Să nu ne despărțim și viața ta s-o legi de-a mea. Un vis frumos trăim, rămâi nu pleca. Rămâi nu spune nu și doar când lumea s-o sfârși, noi doi abia atunci ne vom despărți. Și-n brațele mi-ntinse s-alergi la piept să-mi caz, să ne iubim din nou cum ne iubim și azi. Și-n serile târzii când în toamnă ramuri bat în geam, a mea să fii și-aproape să te am. Despărțim, a fost un cântec minunat, și eu și tu îl știm și nu l-am uitat.
să nu ne despărțim, căci nu trăim de dor. Sunteți un vis sublim, voi dragi spectatori, și brațele mi-ntinse s-alerg la piept să-mi caz, să ne iubim mereu cum ne iubim și azi. Și-n serile târzii, când în toamnă ramuri bat în geam, a mea să fii și-aproape să te am. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, dragii mei prieteni! Vreau să vă spun că în seara aceasta am emoții mai mari ca oricând. Am avut senzația că îmi tremură picioarele, pentru că în fața mea este compozitorul planetar pe care eu îl ador și îl iubesc atât de mult, maestrul Eugen Doga, care scrie istorie în fiecare zi. Și atunci când vorbesc de dânsul, mă gândesc la frații noștri basarabeni, acolo unde eu mă simt ca acasă și acolo unde de fiecare dată când trec Prutul, îmi este drag să cânt pe scena mare a Basarabiei. Și vă felicit, dragii mei, pe toți frații basarabeni care ați ales să fiți prezenți la Crizantema de Aur, și vă iubesc din tot sufletul. La mulți ani! Lăsați-mă în fum să stau, în crâșma întunecată, să bea, să cânt și-apoi să uit, că și-am iubit o fată. Și-apoi să uit,
că și-am iubit o fată. Artistul e copilul lumii, îmi scria acum vreo 15 ani minunata Carmen Aldea Vlad. Artistul e copilul lumii, își joacă rolul zi de zi. El face pace cu nebunii, iar cu ceilalți scamatorii. Artistul luptă cu destinul, cuvântul este arma lui. El te îmbată ca și vinul, că este în casa Domnului. Artiștii, dragilor, țin în suflet viața și o împart darnic tuturor. Puțin din voi le cunosc fața, dar când pleacă, ei nici când nu mor. Rămân cu voi, artiștii lumii, nu se despart de scena lor. La masa mare a minunii, artiștii tremură în decor. Artiștii tremură în decor. Așa e lumea, o comedie, iar noi artiștii care o jucăm, n-avem dorință alta mai vie decât aplauze să merită. N-avem dorință alta mai vie decât aplauze să merită. Mulțumesc, Ștefan Cigu, mulțumesc orchestrei, acestor minunați maestri, vă iubesc! Vă iubesc și pentru că sunteți ardelenii ai mei. Aplauze pentru această orchestră minunată. Draga mea, Alina Mavrodin Vasiliu. Da, dragul meu, vreau Paul Surugiu cu suflet de romanță. Vreau să-ți mulțumesc pentru că...
Tu știi că te iubesc, te iubesc de o viață, dar tu ești atât de specială, ai un suflet atât de nobil. Dacă nu ai fi tu, nu știu ce s-ar alege de festivalul acesta. Tu pui suflet, pui pasiune și asta se vede cu fiecare respirație ta. Mulțumesc ajutorului divin și protecției Maicii Domnului, cea care protejează municipiul Târgoviște. Maica Domnului protejează municipiul Târgoviște, festivalul Crizantema de Aur și prin puterea divină a romanței, iată-ne împreună să aducem bucurie, romanță, frumusețe, eleganță în sufletele dumneavoastră. Cred că e nevoie mai mult ca oricând acum de romanța tămăduitoare a neamului românesc pentru sufletele milioanelor de români care ne urmăresc acum grație transmisiunii în direct a TVR3. Mulțumesc TVR3! Mulțumesc organizatorilor acestui festival, primăriei și Consiliului Județean, mulțumesc din suflet tuturor celor care fac posibil ca acest festival să existe, să nu-și întrerupă istoria și vă rog să-mi permite să-i mulțumesc soțului meu, Teodor Vasiliu. Te iubim, Teodor! Te iubim, Teddy! Ce vreau să vă spun? Pentru că vreau să spun că romanța ne-a unit încă din 1991 și toate proiectele noastre pentru romanță sunt parte din destinul nostru dăruit romanței românești. Doamnelor și domnilor, vreau să ofer în dar și să donez pentru Casa Romanței pe care familia Vasiliu, cum să spun eu, o stăpânește acolo. Toată treaba e făcută cu dragoste pentru romanță și așa se dovedește că romanța ne unește. Și avem și o veste foarte bună. Muzeul Casa Romanței a intrat în structura Complexului Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște, așa că putem spune că Primăria Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița au două ambasade ale culturii la Târgoviște, Muzeul Casa Romanței și Festivalul Crizantema de Aur. Donez Muzeului Casa Romanței acest manuscris al Ilenei Sărăroiu cu titlurile cântecelor din repertoriul Ilenei Sărăroiu, scrise, așa cum spuneam, chiar de artistă. Și dacă privesc aici, văd Mie dor de țara mea, Păsărică mută-ți cuibul sau Parcă ieri te-am văzut, De ce oare eu te-am cunoscut sau îți mai aduci aminte, Doamnă? Vreau să-ți ofer acest manuscris pe care sunt convins că o să-l păstrez cu sfințenie. Mulțumim, îl punem la loc de cinste alături de celălalt manuscris pe care l-ai dăruit Muzeului Casei Romanței, un muzeu unic în România pe care toată lumea din toată lumea îl poate vizita, inclusiv prin vizite online. Romanța ne unește și trebuie să găsim soluții, să fim împreună cu ea, că ea ne și salvează, ea ne aduce suflet lângă suflet. Dragă Paul, îți mulțumesc din suflet. Vreau și eu să mulțumesc. Și pentru că ești suflet de romanță și noi avem. Vreau să mulțumesc doamnei Ninuța, fiina Ilenei Sărăroiu, care mi-a dăruit mai multe manuscrise pe care eu le păstrez cu sfințenie și îi mulțumesc încă o dată pentru că a avut încredere în mine și eu mai departe le voi dărui unor instituții care merită să aibă aceste manuscrise. Iar organizatorii Festivalului Crizantema de Aur, prin grija mea, îți dăruiesc diploma de excelență, suflet de romanță pentru Paul Surugiu, pentru minunata promovare a romanței românești și a muzicii românești și pentru promovarea excepțională a Festivalului Național Crizantema de Aur. Suflet de romanță, Paul Surugiu! Felicitări pentru acest schimb minunat! Am venit să iau aceste diplome și să vă invit să cântați! Ne-am gândit să cântăm împreună o capodoperă. Sper să vă placă. Să o cântăm împreună. Peste ani
departe în trecut. Mă văd iar în parc într-o seară, ochii în ochi cu necunoscut. M-a privit și-a dat să tresară, mi-a zâmbit și-apoi a trecut. Lângă noi încă floarea și-o scutura. Și în chioșc am fara cânta, barca pe valuri plutește ușor, inima-mi saltă plină de dor. Zâmbindu-ne iară, până când pe-o bancă am stat. Nu știu cum a fost prima oară, știu atât că m-a sărutat. Doar zefirul tiptil pe alete trecea. Și în chioșc am fara cânta, barca pe valuri plutește ușor, inima-mi saltă plină de dor. Trecură, cu tristețe și cu bucurii. Păruia copii crescură, au și ei de-acum copii. Lacrima din căutătură s-a zvântat în zorii de zi. Am uitat poate multe, dar nu pot uita cum în chioșc am fara cânta, barca pe valuri plutește ușor, inima-mi saltă plină de dor. Barca pe valuri plutește ușor, inima-mi saltă plină de dor. E al tufa, Paul de Bona. Mulțumim și orchestrei Dor Românesc, dirijorul Ștefan Cigu. Mulțumim organizatorilor, primăria și Consiliul Local Târgoviște,
Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, Consiliul Județean Dâmbovița, Teatrul Toni Bulandra. Mulțumesc Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, pentru minunatul patronaj pe care ni l-a oferit în acest an în care se împlinesc 65 de ani de la aderarea României la UNESCO. Mulțumim de asemenea sponsorilor noștri, Codnare, Urogaz, Prescom, Fien, Banca Transilvania, Fundația Henri Mălinanu, Clubul Rotary Târgoviște, Camera Notarilor Publici Ploiești, Adel Style și Expert Recycling. Romanța ne unește! Mulțumim!